primul rând, un lucru pe care înțeleg că vrea să-l facă CFR-ul este să mai modernizeze arena. Da, am fost întrebat și au venit investitori, constructori, societăți, de fapt e o societate care dorește să-și asocieze numele cu CFR-ul și s-a discutat despre modernizarea stadionului. Până atunci încercăm să îmbunătățim condițiile, experiența pe care spectatorii, suporterii o vor găsi la stadion prin produse fast food, băuturi non-alcoolice, pentru că nu este voie să vindem băuturi alcoolice. Apropo de asta, stăteam de vorbă săptămâna trecută cu domnul Rotaru și dumnealui era promotorul să se vândă pe stadioane și băuturi slab alcoolizate, așa cum se întâmplă... Ca lumea civilizată. În Anglia, în Germania. Noi am fost și noi pentru o inițiativă bună. Da. Bineînțeles, în anumite condiții, totuși. Adică nu să poată arunca cu sticla. Nu la sticla. Da. Exact. Pe de altă parte, când ne gândim câte se mai întâmplă și pe stadioanele, pe la stadioanele de la noi, parcă mai ai niște rețineri. Dar totuși e o chestiune de... normalitatea asta, să poți să consumi bere la stadion, la meci. Asta e de bază, ca să zic așa. Bun, pe lângă asta, mai sunt o grămadă de lucruri de făcut. Am mai văzut de-a lungul anilor câteva lucruri făcute de cei de la CFR. Credeți, din perspectiva asta, nu v-a pus pe gânduri clasamentul popularității cu media de spectatori? L-am văzut astăzi în gazetă. Nu am văzut clasamentul. Da, adică, mă rog, CFR-ul era destul de jos. Nu mai am eu acum în față materialul ca să vă zic cât era media CFR-ului, dar era destul de jos la capitolul număr de suporteri. Noi încercăm să comparăm cu ceea ce a fost și dorim să aducem, să avem creștere. Nu ne comparăm cu alții. Noi trebuie să luăm istoria, să vedem anii precedenți numărul de spectatori, de ce nu creștem sau ce trebuie să facem pentru a crește și aici avem soluții pe care le vom aborda în viitor apropiat, mai ales că perioada rece a trecut, nu mai avem acea situație pandemică cu starea de paletă sau urgență când a fost cândva și atunci... De acord, dar mai sunt câte meciuri mai aveți acasă? 3, nu? Sau câte? Păi nu oprim fotbalul în Cluj, vom evolua și din vară încolo, da. Da. Apropo de... Iartă-mă, da. E o perioadă în care cred că, bine, nu erați dumneavoastră pe parcursul acestei perioade, tot timpul la CFR, CFR-ul a câștigat titluri pe bandă rulantă, dincolo Cluj nu era în Liga 1. La anul va fi și Universitatea Cluj în Liga 1. Foarte... Adică e probabil să fie, nu neapărat că va fi. Pentru noi... ar fi excelent, pentru că scăpăm de deplasare și la urmă sunt avem o echipă și în fiecare weekend vom avea un meci la Cluj, ceea ce e frumos. Ce ambiții aveți, domnul Balaș, ca președinte pentru Europa? Pentru că probabil că v-ați plictisit de ce se întâmplă în România, câștigați campionate pe bandă rulantă, dar dacă... Nu, domnul Balaș ar fi la primul titlu. Știu, nu, vorbesc de CFR Cluj. Dacă se sare pârleazul, ați văzut în ultima vreme ce s-a întâmplat, inclusiv cu CFR Cluj. Se vor investi mai mulți bani în jucători? Aveți vreun plan? Nu este neapărat necesar să investești mult mai mulți bani, pentru că bugetul salarial la CFR Cluj este mare. Trebuie optimizat, încercat cu banii care sunt investiți lunar în salariile și bonusurile jucătorilor de-a lungul campionatului să fie folosit pentru jucători care să te ajute să parcurgi cu succes competițiile europene, să ajungem să fim prezenți în grupele, cel puțin în grupele Europa League. Asta ne dorim, pentru că competiția e mai importantă decât conferența. Vă gândiți, strategia e exclusivă a lui Dan Petrescu, adică veți merge în continuare pe experiența jucătorilor sau încercați să le combinați? Am adus, e nevoie și de jucători tineri pe care să-i creștem. Probabil îi vom și împrumuta dacă considerăm că
peste benefic să evolueze în Liga 1, cum a fost, de exemplu, cazul lui Petila când a fost la Sepsi, și după care îi vom aduce în situația în care considerăm că sunt de nivelul CFR-ului. Când zic de nivelul CFR-ului, vorbim de o echipă care dorește în continuare să câștige campionatul și să ajungă în grupele Europa League cel puțin. Apropo de Petrila, am observat de-a lungul timpului, probabil că și dumneavoastră, că dă bine sau are eficiență să ieși la televizor și să spui ăla e super sculă, ăla e foarte bun, ăla o să-l vând cu mulți bani. CFR-ul de ce nu abordează așa lucrurile? Adică se vorbește foarte mult despre Tavi Popescu, poate că e mai bun decât Petrila, asta va rămâne de văzut, însă dacă așa merg lucrurile, de ce nu face și CFR la fel? Petrila e super tare, o să vedeți, o să aducă bugetul pe 2 ani de zile la CFR. Noi considerăm că nu așa merg lucrurile. Păi da, observ că cele mai bune transferuri afară le face FCSB. Nu? Păi și s-au transformat în țepe. Nu asta contează. Nu pentru că laudă. Nu contează, nu. Poftiți? Nu pentru că laudă jucătorii în presă. Nu știu, eu văd că e o coincidență atunci, dacă nu de asta. Poate că și de asta. Nu e suficient să faci lucrul ăsta și nu știu dacă neapărat ajută să-l auzi în presă. Din punctul meu de vedere. Cel puțin... Trebuie să sprijin jucătorii sub altă formă. Înțeleg. Nici de cum prin laudele pe care le aduci în mass media. Am văzut jucători și cazuri și jucători, de exemplu Florin Tănase, de care eu am o impresie foarte bună și îmi place mult. A fost lăudat constant și, din păcate, pentru el a ratat un eventual transfer. E adevărat, sunt și contraexemple. Dar cei care au plecat, au plecat pe niște sume bune pentru fotbalul românesc și dumneavoastră ziceți că nu există nicio legătură sau că nu ajunge. Ok, dar... De exemplu, Moruțan. Nu prea a fost lăudat. Împotrivă. Da, da, dar s-a mai vorbit despre el. Bine, într-o oarecare măsură... Un jucător de calitate, un jucător bun. Și era normal să se vorbească. Și de Petrila se discută. Da. Mă refer în mediul... Da, în nu știu public. Dacă procedăm... Vali, nu știu dacă procedăm corect, că nu lăudăm. Chiar nu știu. Asta nu înseamnă că nu suntem alături de el, că avem discuții. Da, eu doar am observat că așa mai par să meargă lucrurile. Bine, și cu niște impresari foarte buni. Da. E greu. Da, impresarii contează foarte mult. Giovanni și cu Victor, cum au fost în cazul în care am discutat, au contat foarte mult. Și Petrila nu are pe... Am o impresie excelentă despre ei. Știți pe cine are impresar Petrila? N-are. Nu, eu... Până la urmă, important este să avem jucători care evoluează bine la echipele de club. Sperăm Petrila să evolueze mai mult decât o făcea înainte, doar că antrenorul este cel care decide și din acest punct de vedere sprijin și antrenorul necondiționat și îl încurajăm să ia deciziile care le crede de cuvință. Ieri a intrat în repriza a doua, Petrila și-a făcut diferența. La golul 2, chiar mă uitam astăzi, dacă nu știam dacă a vrut să dea la poartă sau să paseze, și feelingul meu este că lovind mingea cu exteriorul, chiar a vrut să paseze mingea în zonă. Și al meu la fel, cred că a vrut să paseze. Și Susiș, care a ajuns până la acel nivel în poarta adversă. Cum comentați, nu știu, ironiile, să nu zic chiar acuzații, că iată, se întâmplă o coincidență așa cu jucătorul de la FC Argeș. Da, am observat. Nici nu știam de faptul că s-a mai întâmplat să greșească. Am urmărit ieri în timpul jocului ce s-a întâmplat de fapt și am observat doar că avea privirea înspre minge și nu l-a observat pe Debeliuc, care a stat la pândă, el dându-și seama că jucătorul apărător nu ridică privirea să se informeze, și de aici a apărut eroarea. Nu am avut niciun dubiu, pentru că fiind implicat la CFR, exclus ca să fie o asemenea versiune care a fost prezentată, mai ales că
noi cu o etapă înainte când am jucat acasă, etapa precedentă jucată acasă, am avut un jucător apărător care în meciul cu voluntarul a trimis cu capul mingea către propriul portar și a fost interceptată de un atacant de la voluntar care a egalat. N-am avut dubii și suspiciuni nici la jucătorul nostru. De ce am avea aici? Credeți că se mai poate vorbi despre o luptă la titlu? Sau? Da, cum să de nu? Ce? Discutabil. Sunt 8 puncte de totuși. De ce să risipim frumusețea campionatului în primul rând? Dar nu risipim noi în discuția asta, o risipește clasamentul. Nici de cum, pentru că există meciurile directe. Urmează meciurile directe care sunt importante și care poate pot oarecum să clarifice, să ne facem o imagine mai clară. Din punctul meu de vedere este extrem de greu, dacă nu e imposibil să luăm 6 puncte în următoarele 2 meciuri. Pentru că întâlnim 2 echipe excelente, iar dacă CFR-ul va ajunge să câștige campionatul având prima opțiune, este doar datorită jucătorilor și staffului tehnic, nici de cum vina adversarilor, pentru că și FCSB-ul și Craiova au avut un parcurs, mai ales în ultima perioadă, Craiova, senzațional. S-au autodepășit. Ceea ce s-a întâmplat la noi a fost e o situație pe care noi nu am anticipat-o și nu putem decât să fim plăcut surprinși. Domnule Balaș, mulțumesc!